15 martie este data de deschidere a perioadei în care timp de o lună silvicultorii se vor ocupa exclusiv de regenerarea și îngrijirea pădurilor. Astfel, până la 15 aprilie, când se încheie luna plantării arborilor, trebuie împădurite 9 hectare de teren. În anul 2011, Direcția Silvică Mehedinți are de plantat 66 de hectare de terenuri goale și de asemenea asigurăm regenerarea naturală pe 274 de hectare teren. În ultimii 15 ani, Direcția Silvică Mehedinți a preluat 120 de hectare de halde de steril de la cariera Huznicioara pe care le-am pădurit. Printre acțiunile de plantare din această primăvară sunt pregătiți 550.000 de puieți. Prefectul i-a felicitat pe pădurari pentru interesul acordat regenerării fondului forestier, dar le-a cerut să lămurească problema retrocedărilor. Termenul meu este foarte clar. Până la sfârșitul anului, toți cetățenii din județul Mehedinți își vor primi pădurile înapoi. Pădurile lor. Prefectul le-a amintit silvicultorilor că politica nu trebuie să fie amestecată cu activitatea lor zilnică. Sunt adeptul promovărilor pe calități profesionale și nu pe carnet de partid. Ca să ne înțelegem. Trebuie odată pentru totdeauna să ia cineva taurul de coarne să plecăm de aici. Altfel, nu ajungem niciodată. Silvicultorii au subliniat importanța protejării pădurilor. Un singur hectar de pădure păstrează în sol o rezervă de 10.000 de metri cub de apă.